Multă, multă lume pe plajă. Astăzi am luat, credeți-mă, o familie la întâmplare. Sărbuna, bună ziua, numai puțin vă deranjăm. Bună ziua. Ca de obicei realizăm un sondaj aici pe plajă. Ați venit de mult în concediu? Am venit de ieri, dar cred că o să se aleagă praful. Că până la urmă sigur o să ne certăm. De ce? Păi bărbatul ăsta al meu prea e pasionat așa de munca lui, că cu greu am reușit să-l conving să plecăm și noi în concediu. Da? De când i-a dat elevul ăla pe mână, parcă a nebunit așa, nu știu ce are. Nu te mai uita așa la mine. Iertați, dumneavoastră sunteți soțul dânsei? Da. Da, sunt soțul dânsei. Sunteți polițist aici în concediu? Da. Și îmi cer scuze că întrebăm, dar care e problema? Problema e că soția mea e femeie. Aia e. Și nu înțelege specificul muncii noastre. Dar ar boala în el de specific, cum mai zici tu acolo. Dar chiar așa să stai toată ziua după el să-l înveți? Mai nu ți-am spus, bă, că asta mi-a fost misiunea? Asta mi-a fost misiunea, mi-am îndeplinit-o. Dacă... Că mi-a dat un elev de la absolvent din ăsta, de la școala de ofițeri, ca să-l inițiez cum să, normal, în tainele poliției. Mă, ce absolvent e ăla de ai stat și te-ai chinuit cu el o lună jumate ca să învețe să facă ce? Un proces verbal? Lasă-mă, că înveța destul de repede. Mie mi-a trebuit un an ca să învăț să fac procesul verbal. Dar barem eu n-am avut profesor. Am fost autodidactic. Autodidact. Bine, hai, lasă-o pe asta cu procesul verbal. Dar aia cu cătușele cum a fost? Nu ți-am spus, de 1000 de ori ți-am spus că pusul cătușelor e cel mai important lucru din activitatea noastră infracțională. Că e la simbolistică, e aproape că e ca o metaforă este, că brațul de fier al legii se leagă cu cătușa de brațul putred al infractorului. Mă, dar trei luni să stai tu să faci pe infractorul și să exersezi ăla pe pielea ta? Măi, 10 luni să te-am. 10, ca să învețe să capete dexteritate, că îi folosește foarte mult. Cum, mă, și cu ochii înainte să plecăm în concediu, mă, tot așa? Că eu stăteam singură în casă acolo, mă chinuiam să fac bagajele și voi babă legați, babă dezlegați, dar ar boala în ele de cătuși. Mă, femeie, cum plecam eu liniștit în concediu, mă, dacă știam că ăsta nu știe bine să facă, să execute manevra asta? Cum plecam eu singur, că știam că peste o lună are examen de dat? Așa măcar știu că cel puțin la pusul cătușelor 10 o să ia. Am și eu mândria mea de pedagog, oam. Știu mândria ta. Și ce dacă știe să pună cătușe când el uită de la mână până la gură? Ce folos, mă? E adevărat, de uitat uită. E uituc. Asta e. Hai, mă, ce faci acolo, mă, te-ai culcat? Scoală-te de aici. Hai, scoală-te. Ți-ai adus, mă, aminte unde ai pus cheia de la cătușe? Măi, deci, hai să-l reluăm. Vei, te rog frumos, haide să-l reluăm filmul. Deci, am vrut să facem o recapitulare înainte să plecăm în concediu. Da. Mi-ai pus cătușa mie, ți-ai pus cătușa ție, da. Și am zis, hai, deschide ea și n-ai mai găsit cheia. Am spus așa, și, da. Unde, și cheia, dar deci, ușor, cheia, unde ai pus-o? Deci, imaginează-ți. Că ți-am dat, era la tine cheia, ți-am dat-o. Nu știu unde am pus-o. Cum, nu știu unde ai pus cheia, mă, și eu ce fac? Mă țin cu tine pe aici, de cătușe, pe plajă, pe tot concediul ăsta? Nu, că nebunesc de tot, măi, 3 la masă, 3 pe plajă, 3 în pat? Eu m-am săturat, eu nu mai vreau. Mă, are și ea dreptate, are dreptate. Hai, te rog, zici și tu ceva. Șeful, poți să mă întorci pe partea cealaltă, că mă arzi pe frunte. Întoarce-te, hai, întoarce-te, că n-ai și părul pe-n caschetă, hai. Trici. Ce faci, mă, te-ai ajutat lângă nevastră? Treci de acolo, treci. Pleacă-mă de aici, mă, pleacă de aici. Dreapta, mă.